Pentru semnal cu transformata lui Laplace am ales să rezolv exercițiul 2b de la pagina 91, care este un sistem de ecuații cu condițiile inițiale x de 0 egal 1 și y de 0 egal 1. Ignorați aceste două rânduri pentru că sunt din alt exercițiu și nu au sens aici. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să aplic transformata lui Laplace pentru ambii membri și pentru ambele ecuații și aș fi avut Laplace de x derivat plus x minus y egal cu Laplace de la t și un lucru asemănător pentru ecuația 2. Din proprietățile transformate Laplace știm că transformata sumei se poate scrie ca o sumă de transformate, de genul acesta. Apoi, din tabel am luat cât înseamnă transformata lui Laplace de la t, care este 1 pe p minus 1 și l-am înlocuit aici. Apoi, cu ajutorul unei formule, am calculat cât înseamnă Laplace de x derivat, care este p ori Laplace de x de p minus condiția inițială și mi-a dat că este p ori x de p minus 1. X de p înseamnă Laplace de x de p, acest lucru. Pentru y e exact același lucru, doar că în loc de x devine y. Apoi ajungem la un sistem de ecuații de acest gen. Am încercat să scot pe x de p direct din aceste două ecuații, dar dădea un calcul foarte urât, așa că mi-am dat seama că pot să le adun și scap de termenii aceștia și rămân cu p de x de p plus p de y de p minus 2, fiindcă adun acești 2 minus 1, egal cu 1 pe minus 1 plus 1 pe p minus 1. Apoi am făcut câteva amplificări, am dat un factor comun p, l-am dus pe p în partea cealaltă ca să rămân cu x de p plus y de p. Apoi l-am scos pe x de p din această ecuație. Pe x de p l-am înlocuit în prima ecuație de aici. Și după ce l-am înlocuit, am rămas numai în y. După ceva calcule, am rămas doar la y de p, care este 3 pe minus 2 supra p minus 1 pe lângă minus p minus 2. Din altă formulă știm că dacă o transformată Laplace are sus polinom și jos un alt polinom, dacă îi putem afla soluțiile polinomului de la numitor, atunci funcția de la care a plecat este sumă de la k egal cu 1 până la numărul de soluții din polinomul de sus, doar că în loc de p se înlocuiește cu soluție, supra polinomul de jos derivat odată, înmulțit cu e, la soluție ori t. Și după ceva calcule mi-a dat y de t, care este minus 5p, nu, aici mi-a dat y de t, care e minus 1 pe 3 ori e la t plus 8 la e minus 2t. Apoi, dacă știu pe y de t și pe y de p, îl pot scoate pe x de p de aici și mi-a dat x de p iar un raport a două polinome. La fel am aflat soluțiile, la fel cu aceeași formulă am reușit să scot funcția de la care a plecat transformata și într-un final am ajuns la aceste două soluții. X de t e 1 pe 3 ori 7 la t plus 8 e la minus 2t, iar y de t e minus 1 pe 3 ori la t plus 8 e la minus 2t.